Salutare tuturor! Astăzi vă invit la cea mai bună prăjitură cu mere pe care ați gustat-o vreodată. Este cu sos de ciocolată și haideți să vedeți și cât de simplu se poate prepara. Am folosit 8 mere pe care le-am curățat de coajă și le-am dat pe răzătoarea mare. Am adăugat deasupra o cană cu zahăr, am separat 5 ouă, am adăugat deocamdată doar gălbenușurile, am amestecat totul bine, după care am adăugat și o cană cu făină, esență de rom, am adăugat și o linguriță cu praf de copt și una cu bicarbonat de sodiu. Am amestecat totul foarte bine, am bătut apoi separat albușurile cu un praf de sare până s-au întărit și am adăugat treptat câte puțin albuș bătut peste mere și l-am incorporat cu mișcări de jos în sus să nu distrug această spumă. Am uns o tavă cu unt. Am adăugat toată compoziția în ea și am nivelat-o așa frumos. Puteți să folosiți și o tavă puțin mai mare, eu am avut una cam micuță. Am dat la cuptor 40 de minute la 180 de grade. Între timp am pregătit și sosul de ciocolată cu zahăr, unt, apă și cacao. Vedeți gramajele pe ecran. Am cernut cacaua să nu facă cocoloașe, iar după ce a fost gata sosul, am adăugat și esență de rom. Când a fost gata prăjitura, am scos-o din cuptor, am lăsat-o puțin să se rădească și am porționat-o și am adăugat deasupra sosul de ciocolată. Ia uitați cât de bine poate să arate, este cea mai bună prăjitură cu mere pe care am gustat-o vreodată și chiar nu exagerez și sper să o faceți și voi.